Anul 37, unii se făceau listele persoanelor care necesitau a se ridica și duse în Sibiria fără nicio hotărâre judecătorească. Listele elaborate de către partid la momentul de față, cu nimic nu se diferă de anii 37. Unicul lucru, că putem vorbi o leacă la televizor mai liber. Atât. Dar și aici încă nu știe, dacă nu tot avem dosare undeva operative acolo, care se monitorizează fiecare cuvânt al nostru spus și la momentul potrivit mi se va face și mie o listă și mă trimite în Sibiria sau în altă parte după bunul lor plac. De ce nu se știe, domnule? Priviți cât... Da, eu îmi imaginez numai. Priviți atent. Sunt mai multe elemente care demonstrează acest fapt. Uzurparea tuturor ramurilor puterii în stat și partidul de guvernământ, de-am practic, nu neagă acest moment, componențele de infracțiuni caracteristice Uniunii Sovietice, că după destrămarea Imperiului Sovietic, ce a spus republicile? Noi vrem toți în capitalism, că toți să devenim milionari și unii proprietatea privată să fie sfântă ca un principiu de bază care ni se arăta nou din Occident și ne spunea că uitați-vă la noi proprietatea privată, este sfântă, cine trece pragul, nu poate fi îngrădit accesul și așa mai departe, Adică Constituția îți garantează acest drept. Convenția Europeană îți garantează acest drept. Se elaborează un șir de infracțiuni caracteristice Uniunii Sovietice.